să nu dărâmați cărdunețul, dacă se întâmplă la fiecare concert, să nu vă răniți, despre asta e vorba. Stai. Pici! Zipici! Dar nu mă las! Salutare fraților, sunt aici împreună cu Dorian. Am venit la el la concert să-i arătăm aici zona mai ok, că na, eu sunt din zonă. Bă, dar cum arată, fraților? Deci m-a adus Mario aici în paradisul ăsta superb. Dă-i o tură cu camera, Mirunico. În paradisul ăsta superb numit Luna, Apa și Timpul, care în curând va să zică că va avea și o cazare. Ce nu înțeleg, deocamdată e vorba de un restaurant și un loc de relaxare, așa, dar ceva ca în filmez. Mulțumesc din suflet că m-ai adus aici, Johnule. Hai de ce? Acum să ne ajute și vremea, că avem niște cum se numesc alea, mă? Zi, mă, de vin pe tele, ro-alerturi, avem niște ro-alerturi, Johnuțule, de zici că vine jihadul și uitați-vă ce soare și frumos e afară, da? Trebuie să ne punem la umbrelă ca să ne vedem și noi, să nu fim prea arși de soare, Johnuțule. Noi vă lăsăm, revenim de la concert. Bun, fraților, după câte știți, mașina lui Dorian este tot timpul curată, dar acum din cauza a multor concerte, una după alta, mașina arată cam așa. Ia vedeți, Johnuțule, frumusețe de difuzor mâncat la tata. Bine, e drept, n-arată chiar tot timpul așa, dar acum ca să ajungem în locul ăsta minunat, am mers pe un drum de țară. Ia uite, Johnuțule, ia vezi praful în deget. Ar fi foarte tare să iau mașina să merg la o plimbare. Dorian a zis că după ce au permisul pot să conduc mașina, să vedem cum merge. Uitați ce mizerie este și pe aici. Da, frate, ce vrei, aia e, suntem la muncă acum. La muncă e la muncă. Ia zi, mă, când faci 18 ani? Mai avem 6 luni și... Și îl iei? Îl iau. Decolezi direct? Direct. Facem concurență. Îți dau o tură dacă promiți că o colegi mistrețul. Bun. Rămâne să vedem și dacă luăm, facem un concurs după ce mi-a mașina, Dorian. Ți arde de liniuțe, ha? Băi, uitați-vă aici ce volan de S-Class modificat pentru Geleni, nu știam că chiar se poate pune pe el. Se poate, băiatul meu, cu un modul special, cu câteva șiretlicuri, facem ditati. Vin la tine să-mi faci și mie unul. Îți fac orice vrei tu, stai să vezi ce piele pun acum pe mașină. Nu ești pregătit. Nu ești pregătit de ce urmează. Îmi pui și la mine pe BMW un niște din astea. Orice vrei, mă, pernuțe, orice vrea sufletul tău. Te așteptăm cu permisul și cu căruța. Bun. Hai. Să înțepenească Jaxana, Johnuțule, zăpăcitul ăsta știe că eu sunt leșinat după bănuția aia de aur Iosif și uite-te și tu ce tort mi-a făcut el. Un tort de aur ca să se potrivească cu lănțăul meu de cocalar de Constanța evadat la București, Johnuțule. Bă, îți mulțumesc din suflet, sincer. Acum că țin tortul ăsta în mână, am o singură amintire în capul meu. Cum am mâncat cheluțul jumătate de tort fix înainte să-l adopt eu, filmat cu camera de fostul proprietar, mândru că el era mândru, înțelegi? Dându-i jumătate de tort, ca să înțelegeți de ce strofa lui Cheluțu nu este o invenție cu a lua de la fripturi mici bere și torturi. Nu, este un adevăr. Dar până una alta, Johnuțule, cinste lui Mario pentru acest tort superb. Cum ar fi, Johnuțule, să mă bag cu, fața în tort acum, așa ca la american, răze, a? Revenim, Johnuțule. Aici la cazare avem pani afară cu unta. Așa în interior, ca prima impresie, arată bine. Un pic mai nasol camerele, un pic mă snag, dau cu capul. Așa arată camera. Mai se prinde și un bec. Pic dezordine, să zicem. Cred că frumos. O baie. Nu facem testul lui Dorian cu WC-ul, dar se poate observa că nu este. Acolo în față este Dorian. Da, nu prea este, cine știe ce această cameră, dar de când nimic. Ne-am luat un pic ceapă. De băieți, după ce Dorian și roată cu cazarea asta, proastă, în râd, aici, la încălzit, în aia, aici,
făcut-o și la altă. Am văzut așa micuța asta. Micuțe astea. Micuțe jeleul. Ok. Răsul SUV-ul. Bun, fraților, după ce i-am dat cadou ăsta, vreau să-l și testăm, să vedem ce gust are, să vedem ce note ne dă Dorian. Ăsta de fapt e ce vrea, mă, eu cred că vrea să mă mai tragă în urmă un pic la pătrățele ca să vină și el dinapoi, ai înțeles? Ia, mă, hai, deci fii atent, aici totul e comestibil. Observ că ai venit cu mâna în dorie, cum ar spune mama mea, adică cu mâna la spate, ca să nu spunem undeva. Da. Deci luăm cu mâna, nu? Da. Ia, frate, mamă, cum arată. Cum ar fi o facem acum? Mamă, bă, challenge, mâncăm tot tortul în 15 secunde. Mamă, ce bune, mie, și ce mi-a plăcut întotdeauna, eu nu sunt mare fan ciocolată, boza marțipanul ăsta mă sparge maxim, marțipan se numește, nu? Da, ăla se plâng, da, wow. Cel mai bun din tort. Dar hai să vedem, îți băi zice, nu? Hai să vedem care-i faza cu poza lui flyerul ăsta. Fiți atent, genunțule. L-am decapitat pe mentul Iosif. Și acum vrei și tu jumate? Da, da, și mamă, să-i nu am marțipan, cred că. Bă, sigur e comestibil, da? Aflăm. Și bănuțul ăsta, nu? Nu știu dacă e comestibil, dar e foarte bun. Nu te mint. Are o textură ciudată, dar pare că se mestecă. Nu? Genunțule, știți cum e? După Asia Express și sunt celebru scoate-mi de aici, efectiv nu mai ai jelă să mănânci nimic, opa. A sărit cu băluțe, revenim de la concert, hai augurii. Suntem în drum spre concert și ne-a oprit poliția. Uite, frate, cum se vede diffuserul ăla. Prea superbă mașina. Ce fac copiii după Dorian? Bună seara! Ai mâine de sus pentru DJ-ul nostru! Mai avem puțin să oprește și ploaia, vă zic eu, și continuăm cu... Despre asta e vorba. Avem aici domnișoara de la pompier care este extrem de activă. Te pup și te felicit. Ai dansat, te-ai distrat foarte frumos. Bravo. În același timp în care își face și meseria. Super, aplauze pentru Miruna și Bianca, vă rog frumos. Stai, nu mă grăbit, nu vezi că eu sunt ăsta, vorbărețul. Hai,
But shit, it was 99 cents back. I got something in Boston, got to go with this combo. That's best and I won't go fuck, cause it's a water since we're walking in. Piesa mea fi hit și o să pun pe repeat. Noaptea nu face frit, dragii de liniști de zi. Și are chef toate prostii, Rolex sunt 50 de mii. Nu e actorie, dar filmul nostru e unul la 1000. Mă privești într-un mod special, când ești lângă mine, tot devine ideea. Meriți o coroană, ești regina mea din jungla urbană. Lasă lumea să... Hai, colegi, e frică! Iau! Știu că am venit mușcat de buză, știu că am urme de fat pe bruză, știu cine se scuză, se acuză. Vreau să cred... Hai, mă, cântați-vă, rog eu! Că nu e vina mea. Și te pun de trei, și când te caut, și prin energie și prin tei. Dar azi nu te găsesc cum te găseam de obicei, hey. Mi-am ținut pasul și drama e că drama nu se mai duc acum asul și ceasul îmi spune iar că e prisprim. Rămur de cei ca treci, dar suflet nu prisprim. Mare, și tot ce știu. Este extrem de importantă energia voastră, vă mulțumim! Și cu aceeași energie, aplauze pentru Miruna! Știți deja de la mine, de pe YouTube sau de pe Instagram, o să vă spun, pentru că sunt surprins de multe ori că mulți oameni nu știu. Chenuțu este un cățeluș adoptat, a fost adoptat la vârsta de 3 ani jumătate, era aproape mort, avea mai multe boli. Mi s-a spus că nu se va putea. Ce faci, Chenule? Stai pe uiți după Dorian? Ce faci, boss? Băiatul meu, moară Jacksana, ce vreme ne-a dat, mă, doamne, doamne, mă. Din tornada, uite și pe Chenuțu. Din tornada am ajuns, avem cel mai forță concert la Vinga. Mulțumim, doamne, doamne, pentru vreme. Este foarte important să înțelegeți că Dumnezeu le orânduiește pe toate. Bun, fraților, cam asta a fost videoclipul nostru, concertul lui Dorian. Vă pupă și Chenuțu, Geonuțule! Și vă urează până data viitoare. Fiți buni, fiți blânzi, fiți iubitori, Geonuțule! Noi v-am pupat. Rămâne să ne vedem data viitoare, Dorian.